Deri glații. Cu cine vorbești, mă, acolo? Nu, Alexandra, ăsta e numele serialului. Hai, mă, lasă-mă, că ai nebunit și tu de tot. Deri glații. Și câteodată, nu știu, simt că sunt așa trist și că nimic nu mă mai face fericit. Bă, dracu. Da, gen, și cu somnul mi-e greu. Adorm din ce în ce mai greu în fiecare seară. Chiar nu știu ce se întâmplă cu mine. Cătăline, hai, vii să ne ajungi și tu! Imediat, mamă! Bă, dracu. Păi hai odată! Stai două secunde. Ce dracu vrei să căutăm? Când am fost ultima dată la pădure și a pierdut Alexandra brelocul norocos cu față de inoroc roz cu sclipici și pupici. Era cu față de unicorn. Da, păi de asta am venit la pădure. Eu credeam că am venit să stăm și noi la iarbă verde. Hai la mici, neule! Ia micu, ia uite cum se învârte micu rotundul. Da, asta și grătarul lui tata. Hai, Cătăline! Ia! O, că vin acum! Pa, Petra. Ia! Hai, pa! Simt că nu mai e exact cum era înainte. Parcă nu mă mai iubește cum o făcea odată. Bă, dracu! Bă, dar unde dracu l-am scăpat, mă? Că era talismanul meu norocos. I-am cărat și pe ăștia la pădure după mine. Bă, dar tu chiar ești proastă să mor eu. E, ni s-a mai spus. Ai cărat toată familia după tine doar ca să-ți găsim un nenorocire breloc, Alexandru. Crezi, bă, prostule, cum vorbești, că te aude. Cine dracu mă aude, mă? Dumnezeu, păcățosule! L-ai bășica de tot, i-ai dat cu urzica. Va fi dito, nu mai bea Red Bull, că scrapă inima. Scrapă măta. Păi crap, dacă nu găsim odată brelocul ăla să mergem acasă, că m-au mâncat în țarii. Dar te-ai gândit să-i spui și lui ceea ce simți? Da, ar fi o idee destul de bună, dar... Suntem în mijlocul pădurii, în mijlocul nicăieri, nu pot să-l sun să vină aici. Pe strada Urzicii, numărul 47, da, sunt niște copași pe lângă noi. A spus că vine acum. Vine Brad Pitt aici? Da, chiar el. Mersi, Petra, mersi. Ești cea mai bună psihologă. Ești terapeuta familiei. Mă duc să mă pregătesc. Bă, dă-mă, dracu. Breli! Brelocule! Cred că m-am și pierdut. Dar sper că ăia caută în spatele meu pe unde sunt acolo. Breli! Pasă te pomenească și măi cu tata. Punta cana. E tata puiul tău că nu mă vei uita. Punta cana. Pasă te pomenească și măi cu tata. Punta cana. E tata puiul tău că nu mă pot uita. Hai la mici, dă-mă, hai la mici. Auzi, micu, cum se învârte. Nici nu zici că e de câine. Florina, ai văzut-o după măta mare? Lasă-mă că mă aranjez, vine Brad Pitt încoace. Nu știu pe unde dracu e pe aici, aproape l-am murit. Hai că e bine, Alexandra e pierdută pe-n pădure? După ce că mi-am pierdut prele, cum am pierdut și pe mine? Andrei cântă manele și Cătălin dansează. I-auzi? Bagă mare, dă-i din motoare. Viorel învârte micul ăla de la lua dracu amețelile. Lumea se distrează, fetele dansează, grătarul funcționează. Și Mihaela caută ca disperata. Da, fiu a dracu, sunt singura care caută. Și totuși știe cineva unde e mamaie? Că s-a umflat dracu de Red Bull și o ia razna pe aceea. Mamă, mâncare, aș mânca-o și pe Mihaela. Poți privi, dar nu poți atinge. Dar sunt foarte buni, foarte buni, ce mici sunt ăștia. Miau. Aha, deci am acoperit toată area aia pe o rasă de 3 km. În partea aia nu prea m-am dus, dar în partea aia am văzut eu că e înfundat. Mai avem de căutat vreo o oră, două, trei.
Ajungem acasă de seară, cred. Mamă, dar tu ce căutai? Ce căutam? Ce căutăm toți, Brelucul Alexandrei, ca să putem să mergem acasă. Mamă, tu realizezi că s-a pierdut și Alexandra? Păi și dacă s-a pierdut Alexandra, noi mai căutăm Brelucul? Luați-mă și mâncați că sunteți la masă, la masă nu se vorbește. Mai au puțin și vorbesc mici ăștia. Dar Florina, gen, dacă nu-ți plac și așa, gen, poți să-i mănânci curul, fratita. Bună, bună, mi-a plăcut. Hai mă, luați dracu și mâncați mai repede, că trebuie să mergem să acoperim celelalte zone, că nu vreau să stau. Ah, ce se aude? Hai mă, că o fi stafidita de mamaie, știți că face urât la energizante. Nu e chiar așa, Doamne, ia-mă. Bă, mie mi-e frică, dacă e dracu cineva pe aceea pe pădure și ne taie mâinile și picioarele. Ia tăcezi, mă, că poate a fost un animal sălbatic. Nu, că sunt chiar aici. Wow. Da, mă, da, hai tăcesc că poate nu se mai aude iar, poate a plecat. Luați și mâncați. Da, mă, da, cum spuneam, trebuie să mergem pe partea aia, pe lângă curba lui Cocoșatu, ca să mai căutăm și... Hai să fiu a dracu! Hai, băgați repede micii pe care îi mai avem în geantă, hai să mergem mai repede. Hai, Florin, îmbracă-te mai repede, că nu mai stau atâta mă dură. Are careva la celular, că nu pot să-mi apelez mama. Alo, te iubesc, mama. Stai, mă, dracu, animalelor, că nu e nicio creatură sălbatică. E iubitul meu, Brad Pitt! Ce dracu față, mă, martalogilor! Nu țipai, bă, martalogule, așa, că mi-a lătrat și mic în farfurie! M-am înțepat la picior și am cam exagerat. Bă, martalogul ăsta cine l-a chemat, mă, la grătar? Păi zi de treabă, că eu l-am chemat! Nu te mai lua de el! Cap de tertecuță! Ia zi-mă, bă, pușel! Ai băgat niște mici în tine, a? Bă, acum, dacă întreb, chiar aș băga! Chiar miroase foarte bine aici la voi! Ce e asta, vită? Miau, miau! Dar în loc să bași tu niște mici în gură, nu vrei să-ți bag eu una mare? Hai mă, potoliți-vă odată pe aici, că nu m-am chemat să vă luați la bătaie! Hai să mergem să căutăm Brelocul ăla nenorocit ca să pot să mă duc acasă cu Brad! Da, sunt de acord, acum că v-ați umflat mațul, eu zic să mergem la căutări ca să plecăm dracului odată de aici! Da, păi eu de asta am venit ca să vă ajut, că altfel nu știu de ce aș fi venit. Hai, la căutări! Fac să te pomenească și mai cuvântă ta. Da, vă așteptați-mă și pe mine, nu mă lăsați singur aici. Ia, ui! Nu găsesc Brelocul.
Legenda spune că Alexandra e și acum în pădure și caută prelocul. Săraca, cred că au mâncat-o molile. Da, cam asta a fost episodul. Oameni buni, sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut foarte mult. Scuze că n-am postat săptămâna trecută, dar cred că ați văzut și voi pe Instagram că am fost plecat la Cluj. A fost botezul nepotului meu și am fost și eu la botez. Sunt sigur că mă înțelegeți și că nu se supărați pe mine. Vă pup, vă iubesc, nu uitați să-mi dați și mie follow pe Instagram, z.cătălionuț mă numesc acolo. Vorbim pe story, ne auzim și vedeți când postez episoade, când le mai anulez, când detalii tehnice, dați-mi follow acolo. Nu uitați să vă abonați, să dați like, să dați share, un comentariu cu faza voastră favorită. V-am pupat pe data viitoare.